Locatarii unei scări a blocului 22 de pe Bulevardul Traian din Baia Mare nu au gaz de o săptămână. Oamenii au sesizat că în casa scării au loc scurgeri de gaz, așa că au chemat o echipă de intervenție a furnizorului de gaze naturale. Aceasta nu a remediat defecțiunea, ci a sigilat conducta și le-a recomandat oamenilor să-și o repare singuri. Băimărenii care locuiesc pe o scară din blocul 22 de pe Bulevardul Traian stau de aproape o săptămână fără gaz. Motivul? O defecțiune la conducta de alimentare cu gaz, în urma căreia aceasta a fost sigilată. Povestea a început în urmă cu câteva săptămâni, când oamenii au început să simtă miros de gaz pe casa scării. În ultimul timp am simțit scăpări de gaz, am anunțat la gaz că ce probleme sunt. Prima dată când am anunțat a venit o echipă de la intervenție. A lucrat un paci ceva, o seară, într-adevăr, s-a făcut prima dată, acum două săptămâni. A lucrat ceva, au zis că ei atâta pot să facă, să ne chemăm o echipă autorizată care să ne facă. Problema însă a reapărut în urmă cu mai bine de o săptămână. Oamenii îngrijorați au chemat iar echipa de intervenție, care într-un final a sigilat conducta cu pricina. În consecință, locatarii au rămas fără gaz și implicit fără apă caldă. După aceea, din nou, scăpări de gaz, s-a anunțat alt vecin, sâmbătă dimineața, în data de 24, au venit de la intervenții, au reparat ceva pe acolo și, la urmă, au pus sigil, că au zis că ei atâta pot să facă, au pus sigil pe gaz și noi nu mai avem, deci, gaz, începând din data de 24, acum e 28, de fapt, astăzi, și încă nu avem gaz. Nu gaz, nu apă caldă, absolut nimic. Oamenii spun că deja s-au săturat de această situație penibilă, de a nu avea gaz și apă caldă în buricul orașului. Asta în condițiile în care mulți dintre ei au și copii mici. Cum stați fără gaz, fără apă caldă? Nu faceți mâncare pe aragaz? Cum vă descurcați? Mai bine asta în drum decât în casă. E aceeași idee. Mi se pare normal că dacă aveți toate plătite la zi, cei de la gaz să vă pună să vă rezolvați problema singuri? Eu cred că în România tot e normal. Dar e anormal ceea ce vorbesc alții. Asta e. Până când mai stați așa? Eu cred că ar trebui să vin în apartament, să renunțăm. De prostie de altă. Reprezentanții OPC spun că, făcând abstracție de cine ar trebui să plătească reparația, cel care distribuie gazul trebuie să asigure orice lucrare de reparație și întreținere a rețelei de furnizare a gazelor naturale. Operatorul care distribuie gazul are obligația ca până la regulator să asigure reparațiile în cazul în care se întâmplă deficiențe, deranjamente, se sparg conductele de gaz, iar de la regulator această obligație revine proprietarilor. Deci ei trebuie să asigure costurile în cazul unei intervenții și... Dar lucrările trebuie efectuate tot de companie. Lucrările, da, trebuie efectuate de cei de la companie care sunt responsabili și au personal specializat. Cât despre răspunsul celor de la compania de furnizare a gazelor naturale, noi am încercat să-l obținem, însă fără prea mare succes. Oamenii stau fără gaz de sâmbătă. Adresa este Baia Mare, Bulevardul Traian, numărul 22, pare mi se. Bun, puteți să-mi transmite solicitarea pe e-mail, vă rog. Locatarii spun că sunt dispuși chiar să plătească ei contravaloarea reparațiilor dacă trebuie, dar acestea să fie efectuate totuși de către o echipă a operatorului de furnizare a gazelor naturale.